Eu cred că va conta enorm. Gândiți-vă că la ultima dezbatere, cea din iunie, între Donald Trump și Joe Biden, după acea dezbatere, Joe Biden a fost nevoit să se retragă din cursa pentru președinția Statelor Unite, deși fusese votat de Partidul Democrat, a câștigat convenția. Uh-huh. Alegerile primare, nu convenția. Deci, cred că dezbaterea care va fi la noapte, ora României, va fi foarte importantă pentru departajarea celor doi candidați. Oricum, cred că doamna Harris are resurse financiare mult mai puternice decât Donald Trump, a strâns peste jumătate de miliard de dolari, peste 500 de milioane de dolari de când și-a anunțat candidatura de o lună de zile. Așa, Donald Trump nu are această sumă, e undeva la jumătate, iar banii contează ca în orice campanie electorală. De altă parte, continui să cred că prima șansă o are Donald Trump. Ok. Fiindcă programul economic al doamnei Kamala Harris a pus așa un fior rece pe Wall Street. Chestiunea aia cu plafonarea prețurilor în Statele Unite e o chestiune care se face în țările în curs de dezvoltare. Nu mai face România din Uniunea Europeană, nu merge în Statele Unite. De asemenea și alte proiecte, programe, niște bani pentru prima casă în Statele Unite. Vă referiți la Mike Pence, fostul vicepreședinte al lui Donald Trump. Dick Cheney cu siguranță. Dar în același timp, George W. Bush a lăsat o nuanță. A spus că nu îl va vota pe Donald Trump, dar n-a spus că votează pe Kamala Harris. Au sesizat analiștii americani. Da. E greu. Donald Trump este un personaj în sine, după cum știm. Tocmai a anunțat că îi va băga la pușcărie pe cei care vor frauda alegerile, apropo de ce s-a întâmplat în 2020. E un personaj spumos, e un personaj care e mai obișnuit cu talk show-urile de televiziune decât cu tonul sobru al unui candidat la președinția Statelor Unite. Totuși, eu cred că are în continuare prima șansă. Sigur că și în America, ca și în România, poate să apară o lebădă neagră. În cazul lui Joe Biden, lebăda neagră a fost chiar dezbaterea cu Donald Trump. Să vedem dacă pentru doamna Kamala Harris va apărea ceva asemănător la dezbaterea care se va desfășura peste 15 ore, peste 14-15 ore. O să urmări... Și pe care va sta cu ochii toată planeta.